pentru o bună Cineva mi-a scris organizație, mulțumim pentru... invitație. Pentru o bună organizare, vă rog frumos să închideți microfoanele pe durata prezentării, iar dacă aveți întrebări, să le puneți persoanelor care v-au invitat. În această seară, prezentarea noastră va fi ținută de un domn foarte ambițios, un domn special care este foarte implicat, are o echipă în creștere, Nicul Ciar. Da, bună seara și dați-mi voie să vă ofer eu prima dată aplauze. Să-i dăm un rând de aplauze, Da, nu-i așa? cum zicea Aplaudăm, cineva înainte, aplauze Alina, virtuale. ea zicea, cred că Bună Alina seara! înainte, că sunt puțini domnești. Puțin, da, așa, cu impact. Da, bună seara și bine v-am găsit. Numele meu este Nicul Ciar, sunt inginer de profesie, sunt căsătorit, avem un băiat student. Și acum cu câțiva ani în urmă eram într-o perioadă a vieții în care efectiv căutam două lucruri foarte importante. Unul, dezvoltare personală, că mi-am dat seama că nu vreau să mă plafonez, și doi, un venit suplimentar, deși eram angajat și aveam propria afacere. Simțeam că pot mai mult. Și uite, așa am luat legătura când elevul sau studentul e pregătit, apare profesorul. Mi s-a întâmplat și mie, pentru că tot am întrebat în stânga și în dreapta și am luat contact cu acest proiect. Sigur că lucrurile s-au schimbat, am văzut despre ce este vorba și în seara asta am onoarea să vă spun câteva cuvinte despre ceea ce puteți și voi obține. Pentru asta am să vă rog respectuos, dacă se poate, să îmi scrieți aici pe chat de unde sunteți în momentul actual, în ce localitate, de la mine e furtună, dacă pică netul, să știți că asta a vrut, Doamne, Doamne, dar ce este mai important e că vom face și interacțiune. Stăteam Veneția. Oh, felicitări, Carmen. Acum am văzut că scria că e în Veneția. Stăteam de vorbă cu un prieten foarte bun care a primit recalcularea de la pensie. Știți ce e că pensie? Cine știe ce e pensie? Îți dai seama ce întrebare pun. Da? Dar e visul multor dintre noi că așteptăm pensia. Ați mai auzit Bravo. expresia asta? Am să vă rog să opriți microfoanele, doar o să dăm așa din cap ca să fie mai simplu. Dacă o să mă ajut, te rog, Daniela sau Adrian, ar fi minunat. Da? Și spunea Da, că sigur. i-a venit recalculare și că în loc să aibă nu știu ce sumă are, de fapt 1270 de lei după 35 de ani de contribuție. Ok, asta este ceea ce ne dorim pentru bătrânețe. Care e roata ta de rezervă? Ia gândește-te un pic. Cum ar fi să faci bani în timp ce dori? Sapă fântâna când nu ai nevoie de ea. Pentru că proiectul pe care în seara asta o să vi-l prezint foarte rapid este un proiect care îți poate oferi mai departe ce-ți dorești. Că este libertate, că e timp liber, că sunt mai mulți bani, că vrei o pensie de pe acum, că vrei echilibru, vrei recunoaștere, pentru că am văzut că este o mare problemă în ziua de astăzi, sau vrei o echipă în care să fii apreciată. Am mai sesizat un lucru foarte important și care m-a pus pe gânduri e că, și asta o spun tot de aici pentru că eu sunt undeva la sat, există așa tendința să tragem până picăm jos, lați, să ne mai construim o casă sau două sau pentru copii trei și să ne neglijăm pe noi total. Ați mai auzit asta? Dacă da, vă rog să confirmați, să scrieți pe chat da. Bună seara și Mariana, bună seara pe Bună cine ziua. n-am salutat. Am să opresc microfonul ca să comunicăm doar prin chat. Da, pentru că ni se întâmplă de foarte multe ori ca noi să fim copleșiți de ceea ce înseamnă activitatea asta zilnică, să nu mai știm ce înseamnă de fapt un echilibru în viață, să ne bucurăm de momente plăcute. Și am o expresie, dacă îmi permiteți, știți, când te duci la lucru, 8 ore, lucrezi de o oră, faci încolo, o oră încoace, 10 ore și vin apoi. Te duci din nou, vin apoi, faci o cărare. Știți ce e cărare, da? Dar peste 10 ani cărarea e să faci un mini șanț, peste 20 de ani să faci un șanț de-a dreptul și la un moment dat când tu ridici capul nu vezi decât jobul și casa. Nu tu, sunt multe persoane. Da? Noi în seara asta oferim o alternativă. O alternativă în care tu poți să ieși din rând. Nic, da, știi, dar aș vrea peste noapte, nu se poate. Învățăm pas cu pas. Și echipa asta este o echipă fantastică de doamne, mămici ambițioase, mămici cu rezultate, care într-adevăr au scopul.
Da? Așa cum un inginer sau un doctor sau un fizician are nevoie de 4, 5, 6 ani de studiu ca să învețe, să ajungă după aceea la venituri, și în acest proiect avem nevoie de o perioadă în care efectiv să-l învățăm. Dar partea frumoasă care este? În momentul în care l-ai învățat, îți produce bani tot timpul. Nu mă crezi. Haideți să vă dau un exemplu. Da? Înainte de a trece efectiv în prezentarea propriu-zisă. Deci am construit acest proiect în offline, l-am construit foarte bine, după care, bineînțeles, și eu m-am concentrat pe alte investiții și am luat o pauză de 5 ani în acest proiect. Efectiv, nu am mai făcut o prezentare. N-am renunțat la două lucruri. Unu, să fiu educabil, să mă duc la sesiuni de dezvoltare personală și doi, să folosesc produse pentru că aveam nevoie în casă. Dar n-am mai făcut nicio prezentare. Știți ce s-a întâmplat? În fiecare lună, datorită muncii făcute de acum 20 de ani, am primit comisioane în fiecare lună, chiar dacă eu m-am oprit. Și mai ceva, proiectul ăsta se poate lăsa moștenire două generații de acum după tine. Două generații de la tine, da? Cui am atras atenția? Dacă dați, am atras atenția, te rog, scrie aici un da aici pe chat rapid, pentru că, repet, avem sesiune foarte interactivă, da? Și eu să vă rog să-mi confirmați dacă se și vede, acum o să facem și share screen. Și vom intra direct în subiect, da? Ok? Cine poate să-mi confirme că se vede, că ar fi minunat. Se vede, se Se vede. Ok, vede. mulțumesc. Da? Ce facem noi? Lucruri foarte simple. Plecăm întotdeauna de la un vis. Am să fac imediat foarte mare ecranul. Da? Pentru că tu ai posibilitatea să-ți alegi ce ai nevoie. Poate că vrei mai mult timp pentru tine. Poate vrei o comunitate care să te înțeleagă. Poate chiar ai nevoie în momentul ăsta de un venit suplimentar, știu eu, să-ți plătești o rată, să-ți iei un frigider, că e foarte cald acum și se strică, sau să-ți pui o climă. Sau poate tu vrei să te redescoperi pe tine, să capeți încredere, sau îți plac călătorile. Nu știu care este motivația ta. Dar dacă te uiți aici pe această planșă și e ceva care îți atrage atenția, am să te rog să-mi scrii aici pe chat și e foarte important să facem activitatea asta, ce te motivează pe tine. Sau, mi-a spus astăzi, mi-a tras atenția o colegă, care e coșmarul tău? Nici nu mai vreau să mă duc acolo, că uite ce am pățit. Da, ok, ce faci pentru asta? Păi nu vreau să fac nimic, atunci nu se poate schimba nimic. Ei, dacă tu ai o motivație, hai că n-am văzut cine a scris și vreau să vă dau un premiu la final, de pe prima pagină, ce anume te motivează, celor care vor scrie care e motivația va primi un premiu la final, pentru că așa am și promis. Uite aici, libertate, mai mult timp liber, da, bani suplimentari. Vedeți că suntem împărțiți și asta e fantastic. Pentru că astăzi vă voi arăta un vehicul care te poate duce acolo. Nu e 100% că vei ajunge, dar îți voi arăta pașii de bază. Pentru că va ține foarte mult de atitudinea ta, de motivarea ta, de modul în care tu ești dispusă să înveți și să pui în practică. Fără acțiune nu o să funcționeze. Sunteți de acord cu asta? Dacă da, vă rog să-mi dați o confirmare așa rapidă. Așa, mulțumesc mult. Da? Toți sunt interesată și îmi plac lucruri noi, bani suplimentari, ok, să călătoresc, asta mă motivează, super. Bun, hai să vedem de unde vin banii. Pentru că da, vom vorbi astăzi și despre partea asta financiară. Ne bazăm pe un lucru simplu, mă scuzați. Noi suntem consumatori. E cineva de aici care a făcut vreo comandă pentru familie, pentru casă în ultima săptămână, ultimele 2 săptămâni? Dacă da, scrieți, vă rog, un nou pe chat. E sesiune interactivă, așa că vă invit să scrieți un nou pe chat. Și acum vine întrebarea foarte simplă. Dacă tu ai făcut comenzi de produse, ar fi o idee inteligentă ca pe viitor să le faci cu reducere, cu discount? Pe cine ar interesa asta? Da? Bun, și cum pot face bani din asta? Vedeți două întrebări la care vă voi răspunde astăzi și, de fapt, vă voi arăta și niște planșe pentru că acum am pregătit. Se vede, vă rog, da? Da, mulțumesc. Bun, mulțumesc. Dacă ne uităm la această planșă, este vânzarea cu amănuntul sau distribuția tradițională. Noi suntem consumatori, cumpărăm în fiecare săptămână produse de care avem nevoie. Și foarte mare atenție, noi totdeauna vom plăti 100%, adică prețul care este la casă, care îl primim pe bon. Da?
Ce nu știm noi, și un lucru foarte important, că undeva până la 30% își pune adaos magazin, undeva până la 30% depozit. Ca atare, 60% din valoarea produsului se duce la intermediar. Tu realizezi ce înseamnă 60% care este extraordinar de mult? 60% se pierd. Cum ar fi să reîntoarcem banii ăștia spre noi? Cu două condiții, sau cum să spun, ne bazăm pe ceva care toată lumea face. Aha, nu prea mă credeți. Hai să vă pun altfel întrebarea. V-am pus o întrebare la început, în ce localitate sunteți, da? Dacă ar fi să recomandați acolo, să spunem, acum sunt cu mașina, am rămas în pană, un service, aș ști la cine să mă trimiteți? Sau o pizza bună, că dacă tot am rămas în pană, să mă duc să mănânc undeva. Mi-ați recomandat pe cineva? Da, în mod natural noi o facem. Dar știți care este secretul? O facem gratuit. Cum ar fi să facem recomandări și să fim recompensați pentru treaba asta? Pentru că pe asta se bazează proiectul nostru. Sper că ți-am atras atenția, pentru că îți voi arăta acum pașii de bază. Ce facem efectiv noi? Vom șunta, ca să zic așa, sau nu vom mai merge la magazin, punem un X roșu pe el. Iar acel 20-30% adaosul comercial al magazinului îmi va rămâne mie. Ar fi interesant pentru tine să-ți iei produse cu 20-30% discount, reducere? Hai să facem un calcul, că mie îmi place foarte mult să fac partea asta de conștientizare prin comparații. Dacă efectiv în fiecare săptămână mă duc să fac cumpărături de, să spunem, cât ar fi o medie? 300-400 de lei e de bun simț? Cumpărături pentru ce avem nevoie noi, da? Într-o lună de zile sunt 1000 de lei. Da? Păi 30% înseamnă că eu rămân cu 300 de lei în buzunar în fiecare lună. Deci într-un an de zile sunt 3000 de lei, adică 600 de euro. Da? Vă atrag atenția, pentru că noi oricum dăm banii ăștia. Cum să nu-i mai dăm să ne rămână nouă? Pentru că despre asta vom vorbi. Și ăsta este primul pas pe care îl facem. Vom renunța la magazin și vom primi un link de afiliere. Cu acest link de afiliere să ne conectăm direct la producător. Dacă se vede, am să vă rog din nou să-mi confirmați. Da, Ca atare, de câte ori am nevoie, mă duc să-mi iau produse de care am nevoie, că e 1 noaptea, 12 noaptea, că sunt în pijama, nu contează, îmi iau produse cu reducere. De aceea, primul venit pe care l-am este un venit prin economie. Dau mai puțin bani, cât 20-200 de euro. Tot în acest venit, mă bazez și pe ceea ce am spus adineauri, pe recomandări. Dacă tu ești foarte mulțumită de produsele pe care tu le consumi, în mod natural vom vorbi cu prieteni apropiați, cunoștințe, cei din preajma noastră: uite ce am pățit și eu, mi-au produse cu reducere. Vrei și tu? Da, mă interesează. Și dacă la recomandarea ta acea persoană, pe baza unui link de afiliere, se duce și își ia produse de care are nevoie, ghiși ce se întâmplă. În momentul în care a făcut comandă, producătorul sesizează că tu ai făcut recomandarea. Ok, și? Păi și în următorul pas, când cunoștința, prietenul, clientul tău a făcut o comandă, producătorul îți livrează direct 20% bonus din valoarea comenzii lui. Ce înseamnă asta? Că de fapt mă iei cu 20 de lei, ce sale? Păi dacă cineva își face comandă, să spunem, de 1000 de lei, sunt 200 de lei. Bun. Întrebare. Până acum nu făceam recomandări. Ba da, câți bani am primit înapoi? Da? Plecăm de la bază. Da? Oricum facem recomandări. Deci ăsta este primul venit pe care îl poți obține, și anume, poți să fii doar consumator și să ai câțiva clienți și să ai un venit suplimentar 20-200 de euro. Dar dacă tu ești o persoană ambițioasă, o persoană educabilă, o persoană care vrei să înveți, atunci da, te ajutăm să-ți construiești echipe de consumatori. Cum? Păi, cu siguranță că și tu cunoști două, trei persoane ambițioase. Cine? Dintre prieteni, cunoștințe, familie, apropiați, persoane care vor și ele mai multe, vor libertate, timp liber, vor mai mulți bani, vor excursii și doresc să se implice. Ca atare, dacă tu observi, toate aceste persoane sunt la recomandarea ta cu link de afiliere la producător. Își vor comanda produse de care au nevoie, când au nevoie, dar de data aceasta vor învăța să recomande mai departe. Cu cât e echipa mai mare, cu atâta faci mai mulți bani. Ce înseamnă asta? Fiecare persoană
care e de la tine în jos sau de la recomandarea ta, la final de lună, producătorul se uită câte comenzi s-au făcut, toate produsele se transformă în puncte și aici în stânga avem o scală de la 3 la 21%, dacă se vede, vă rog să-mi confirmați. Și la ce nivel ești financiar, tu primești niște discounturi, niște bonusuri financiare de data aceasta. La nivelul maxim de 21%, primești un venit substanțial de 1500-2500 de euro în fiecare lună, plus o excursie gratuită de două persoane la cel mai înalt nivel, 5 stele. Când ai primit ultima dată o excursie gratuită? Îți mai aduce aminte? Sau când ai fost într-o excursie gratuită? Da, nu răspunde, merge mai departe. Dar aici se va primi o excursie. Iar dacă sunt extrem de ambițios și învăț cum să duplic asta, să mă extind pe online și offline, pot să mă duc internațional, practic am venituri nelimitate. De ce? Pentru că am aici o întrebare simplă. Hai să spun o întrebare. Tu cunoști o persoană care este frizer, coafează, cum îi zice? Așa, cunoști? Dar ea la rândul lui poate să cunoască un instalator. Da, instalatorul la rândul lui poate să cunoască un medic. Da? Deci eu te cunosc pe tine, dar pe restul nu. Afacerea asta se extinde prin recomandări. La un moment dat nu mai poți să o controlezi pentru că se va tot duplica. De ce? Pentru că produsele sunt foarte calitative. De câte ori am nevoie, le comand pentru mine fără să sun pe nimeni din grup. Are sens ce vă zic până aici? Fă bani în timp ce dormi. Pentru că dacă tu ai creat o piață de consum mare, internațională, vor fi persoane din Italia, din Germania, din Spania, care vor comanda produse când tu dormi și tu vei primi comision. Are sens? Bun, dacă ți-am atras atenția cu asta, practic venitul e nelimitat pentru că ne putem extinde. Mergem la următorul pas care e foarte important, să vorbim de produse. Noi avem o șansă fantastică, istorică, să fim partener cu numărul unu mondial la ora actuală. Chiar acum s-au pus cifrele pe 2023 și EMO este pentru al 11-lea an consecutiv numărul unu în lume, pentru că are grijă de noi, are grijă de produse. Toate produsele sunt atât de calitative și cu ingrediente naturale, încât practic noi suntem încântați să le cumpărăm. Ce produse sunt? Studiile arată că la ora actuală noi dorim, așa la nivel global, să trăim mai mult și să arătăm mai bine dacă trăim mai mult. Cine e de acord cu asta, cu sintagma asta, să trăim mai mult și să arătăm mai bine? Dacă sunteți de acord, faceți și mie cu mâna așa. Da? Pentru că înspre direcțiile alea se va investi. Cum să ne întreținem partea asta de sănătate, prevenția, cum să nu mai ajungem la partea de medicamentație. Ca atare, principalul pion pe care îl avem sau producător este Nutrilite. Nutrilite este o companie de 90 de ani pe piață. Nu a fost inventată ieri, alaltăieri. De altfel, Nutrilite este singura companie din lume care are propriile ferme sustenabile. Din momentul în care s-a făcut recoltarea până când s-a ajuns pe banda de prelucrare, durează maxim 2 ore. În 24 de ore apare vitaminele, suplimentele, programe de imunitate, programe de control al greutății, pentru că 100% totul este natural. De altfel, Nutrilite este locul 1 în lume. Dacă tot mă uit la partea asta de sănătate, nu e o idee bună să mă asociez cu cei mai buni? Cum vi se pare asta? Da? Și să aibă și raport calitate-preț foarte bun, optim. Al doilea element foarte important este că vrem să arătăm mai bine. Cine nu vrea să arate mai bine? Da? Artist este o companie care companie de produse cosmetice și întreținerea tenului, care folosește ingrediente de la Nutrilite, 100% naturale. De asta este atât de puternic Artist, pentru că nu folosește nimic chimic. Este cineva de aici, dintre invitații noi, care a auzit de Artist înainte? Ați auzit de clinică Stellodder-Lancôme? Da? La același nivel de calitate este Artistry. Chiar astăzi am făcut o comparație și am văzut prețurile de la competiție. Da? Mai știți că Artistry este locul unu în lume la vânzările directe pe online? Și n-am auzit de ea, de Artistry. De ce? Pentru că noi le folosim. Noi suntem efectiv consumatorul numărul unu. Sunt atât de calitative încât nu mai putem fără ele. Aș pune o întrebare acum, da, sunt numai doamne.
Când vi se termină, de exemplu, un produs pe care îl iubiți de la artistii, ce o să faceți? Intrați în panică. Ho-ho. Da? Și atunci îți vei comanda următorul produs fără să-l suni pe nici. Și asta înseamnă multiplicare și înseamnă venituri de tip pasiv. Foarte important. Cea de-a treia gamă este gama de produse, băuturi energizante doar pe bază de vitamine. Cum am eu în seara asta și m-am energizat cu XS, pentru că XS-ul este compania cu cea mai mare creștere în domeniu în ultimii 10 ani. Ok, dacă tot e să mă asociez cu cineva, mă asociez cu lider mondial la categoriile lor. Bine, bine, Nic, dar eu nu le știu pe asta cum să le cumpăr. Ai perfectă dreptate. Hai să mergem la următoarea gamă de produse, produse de îngrijire a locuinței. De la produsele uzuale, banale, pe care le folosim sau le folosește orice gospodină în bucătărie, spălat, gresie, faianță, geamuri, etc., până la produsele pentru noi. Cumpărăm astfel de produse lunar. Da? Cum ar fi să le cumpere acum și să ai garanția că sunt 100% naturale, cu ingrediente naturale, ecologice, biodegradabile, care sunt testate pentru alergii, dermatologii, care îți oferă foarte multe beneficii. Da? Produse pe lungă utilizare. Vă recomand să puneți întrebări persoane care v-a invitat, pentru că o să vă faceți la nivel de un an de zile o economie extraordinară în bugetul casei. Un alt produs care este fantastic este produsul eSpring, este de fapt o uzină de tratare și filtrare a apei casnice. Chiar astăzi am schimbat acest cartuș în interior. Eu sunt undeva la sat în Maramureș și apa nu este tocmai bună, deși este de la oraș. Și trebuie să folosim acest filtru. Îmi garantează, mare atenție, 99,99% apă pură de la robinet. Este fantastic. Are un raport calitate-preț incredibil. 20 de bani litru de apă filtrată din al doilea an. Practic, un sistem de tratare și filtrare a apei cu un cartuș poți să filtrezi 5.000 de litri de apă. Da? Dar ce nu știm noi este că, de fapt, și eSpring-ul este numărul 1 în vânzări la ora actuală în lume. Este atât de calitativ încât efectiv se cumpără singur. Da? Noi folosim produse de foarte bună calitate. Sigur că o să-mi pui întrebarea asta, dar n-am mai auzit de produsele astea și sunt de acord cu tine. Dar așa cum vedem pe rafturi foarte multe game de produse diferite și tu din când în când alegi, de ce n-ai încercat și aici un produs? Mai ales care are raport calitate-preț foarte bun. Mai ales că poate să-ți ofere libertate, timp liber, venit suplimentar, călătorii. Celelalte companii care s-au produse de pe raft, ce ne oferă? Ne ia 100% banii. Atât, pe când aici noi putem beneficia și de discounturi. Bun, dacă... Numai o secundă, că... Ce avem de făcut? Următorul pas, dacă decidem să ne interesăm, să ne implicăm în acest proiect, în primul rând, mă uit un pic la care sunt tendințele actuale. Emoi s-a orientat foarte bine pentru că toată lumea este pe social media. Nu știu dacă ați sesizat, am văzut o statistică îngrijorătoare, undeva media este cam 4 ore se stă pe internet în România, pe rețele de socializare. Știați asta? Zilnic, cam 4 ore. Sunt persoane care sunt dependente de telefon. Bun, și faci bani din asta? Nu. Și atunci de ce stai? Cum ar fi să învățăm să facem bani? De aceea s-a orientat foarte bine Amway la partea de internet, după care toată lumea cumpără pe internet deja. Dați-mi voie să vă pun o întrebare așa, dacă e o întrebare de râs, să nu mă luați. Ai comandat, ai făcut măcar o comandă vreodată pe internet? Dacă da, vă rog să-mi dați aici o confirmare. Da? Deci, vedeți, ne-am obișnuit cu treaba asta. Eu sunt aici undeva în Maramureș, cele mai multe mașini care trec pe stradă sunt de curierat. Ce îmi spune asta? Inclusiv persoanele de la sat comandă de pe internet, s-au deșteptat. Păi suntem în cel mai bun loc, în cel mai bun moment, cu cea mai bună afacere. De aceea, Amway este undeva la intersecția la extindere internațională, shopping online și să folosim social media, care este fantastic și asta învățăm pas cu pas. De unde? Avem patru chei de succes. Cea mai importantă sau una dintre cele mai importante chei este echipa Mets Global Team, echipa din care noi facem parte. Avem o șansă fantastică, zic eu, să avem un mentor incredibil, un mentor la 86 de ani, care și-a luat din timpul lui și a venit în România în iunie ca să ne învețe.
Deci, realmente am avut șansa de a sta cu el 4 zile la București, la 86 de ani, o persoană foarte activă. Și ce m-a impresionat la el, că în ultimii 2 ani, în toată corporația, a avut la rând 2 ani de creștere, cea mai mare creștere, de fapt, la 8-6 de ani online. Păi se pricepe el cu internetul? Uite că se pricepe. Și nu numai că se pricepe, dar ne învață cum să facem venituri pasive. Bani care să vină după ce noi nu mai suntem. Pentru că piața asta, afacerea asta este de 60 de ani pe piață, nu este înființată acum. De altfel, vă recomand să vă uitați pe top 100 MLM și o să vedeți că EMO este locul 1 mondial de 11 ani consecutiv. De aceea e foarte important să folosesc produse de cea mai bună calitate. Punctul numărul 3, produse exclusive. Sunt de fapt peste 450 în portofoliu și în fiecare lună apar altele. Ce m-a făcut pe mine să rămân în acest proiect este sistemul de duplicare Network21. Este sistemul care mă învață pas cu pas ce am de făcut, ce să vorbesc, cum să mă conectez, ce întrebări simple să pun, cum să aflu nevoi, cum să creez echipe mari de consumatori, cum să stabilizezi o piață, cum să te ajut pe tine ca să duplici asta. Fără acest sistem de duplicare, practic, n-aș ști ce să fac. E ca și cum mă duc, dau cu capul de grinda de sus, dar nu spun la vecinul. Ba da, spun absolut tot ce este benefic pentru afacere și de altfel în sistemul ăsta Network21 sunt doar persoane care au rezultate din munca directă și nu din teorie. Și asta este fantastic pentru că învățăm de la persoane care au făcut practica și practică. Și numărul 4, care e foarte important, degeaba știu eu că funcționează, degeaba văd că totul e frumos, dacă eu nu trec la acțiune și nu mă implic, niciodată nu o să am rezultate. N-am să te rog să oprești microfonul, m-ar ajuta foarte mult. Da? Acțiunea este numărul 4 și este foarte importantă. Fără acțiune nu se întâmplă nimic. Degeaba am tot eu pun pe hârtie acolo că de mâine încep, de mâine încep. Știți care este dușmanul unei vieți bune? O viață formidabilă, pentru că nici măcar nu vreau să fac pașii de bază ca să o am. Și atunci mă complac așa în partea aia de mâine încep. Dar acțiunea este foarte importantă. Noi facem acțiune, învățăm, facem ajustări, facem acțiune, învățăm. De ce? Pentru că, cum am spus la început, un inginer, un doctor, un fizician a avut nevoie de câțiva ani de studii și aceasta afacere se învață. Realmente o învățăm, o punem în practică, avem o șansă fantastică pentru că avem pe Peter Metz, care am să vi-l și arăt acum, la 86 de ani. Dacă se vede, vă rog, să-mi confirmați. Da? Se Aici vede. la București și parte din Da. echipa lui Peter Metz din România, unde suntem și noi, și felicit toate fetele care au fost la București, sunteți foarte multe aici. Am fost să-l vedem și să învățăm de la cel mai bun. Este wow când știi că primești mentorare și training gratuit. De altfel, în seara asta vă dau o veste fantastică și vă rog să vă puneți în agenda data de 31 august, ora 17, pentru că ai șansa de a te întâlni direct cu Peter Metz online și nu numai că vei fi într-o sesiune de training și mentorare gratuită, dar vei putea adresa întrebări direct. Și asta e fantastic ca cineva cu o experiență de peste 50 de ani în domeniul dezvoltării personale, predă dezvoltarea personală, să ne răspundă și să ne ajute. De câte ori ni s-a întâmplat în viață să fim în preajma unui multimilionar dispus să ne ajute, fără niciun interes? Ți s-a întâmplat vreodată? Nici măcar nu am gândul că oare aș putea să fiu lângă el. Aici se întâmplă și ne avem șansa asta de a fi alături de Peter Metz și pentru asta sunt extraordinar de încântat, entuziasmat. Ok, ce poți să alegi? Pentru că alegerea întotdeauna este la tine. Poți să alegi un venit suplimentar, să fii doar un client, să testezi câteva produse, să ai reducere la cumpărături, să ai 2-3 clienți, să faci niște bani din adaosul pe care îl primești direct de la producător, dar poți alege să te implici, poți alege să înveți această afacere, acest proiect, cu această echipă fantastică, ca să obții venituri substanțiale de 1.500-2.500 de euro, plus o excursie gratuită de 2 persoane, sau chiar venituri mari, nelimitate, plus o excursie de 2 persoane. Da, alegerea e la tine, nimeni nu te obligă, dar gândește-te în felul următor. Îți dau două sugestii. Cine își mai aduce aminte de pandemie?
Câți ani au trecut de acolo? Vă mai duceți aminte de la început? E ca și cum a fost ieri. 4 ani, da? Bun. De în acest proiect, dacă îl înveți și te implici între 2 și 5 ani, ajungi un om liber. Cum au trecut acei 4 ani, mai trec următorii 2 ani. De aceea îți sugerez să te uiți foarte bine la ceea ce îți dorești. Sapă fântâna când nu ai nevoie de ea. Învață să faci bani în timp ce dormi, pentru că da, dacă produsele sunt foarte calitative, ai creat o piață de consum stabilă, piața consumă fără tine. Tu poți să faci cu totul și cu totul altceva. Și asta este fantastic. Da? Și atunci, dacă tu ai ales, te întreb probabil ce am de făcut, care sunt pașii care trebuie să-i fac. Numărul unu este că da, să folosești linkul de afiliere și să ai propria pagină în site-ul producătorului. Cu alte cuvinte, ai pagina ta personalizată, propriul tău mall, propriul tău magazin, cu numele tău, cu poza ta. Da? Din momentul ăla înveți cum să-ți faci mai departe reclamă. Așa înveți să atragi noi parteneri, înveți să atragi noi clienți. Numărul 2. Înlocuiește-ți produsele care sunt pe terminate din casă, care oricum trebuie să le cumperi de undeva. Le înlocuiești de aici și le iei de la început cu reducere. Numărul 3. Dacă decizi să construiești acest proiect și să înveți cum să o faci, atunci da, să participi la sesiunile de training de echipă și să înveți de la experți, și unul dintre experți este Peter Metz și avem șansa de a ne întâlni cu el în 31 august într-o sesiune de mentorare și training gratuită și avem șansa să-i punem întrebări. Și numărul 4, care este foarte important, da? Gândește-te foarte bine. Mai știi pe cineva ambițios ca tine? Sau ambițioasă? Pe care o vrei în echipă? Cu care să începi să construiești echipe nelimitate? Pentru că limita este doar aici. Da? Am să vă dau acum la final un simplu exemplu. S-a făcut un studiu în Statele Unite și s-a zis în felul următor. Din câte recomandări se ajunge la președintele țării? Aveți idee din câte recomandări? Scrieți aici pe chat dacă știți cumva. Adică eu te știu pe tine, care știe pe ăla, care știe pe ăla, care știe pe președintele țării. Din câte recomandări în Statele Unite se ajunge la președintele țării? Da? Dacă știe cineva, dacă nu vă spună direct, 5. 5. Vedeți, afacerea asta e nelimitată, pentru că eu acum te știu pe tine. Dar cunoștințele și prietenii tăi nu-i cunosc. Tu îi știi. Cum tu nu știi pe cunoștințelor tale. Trebuie doar să avem încredere în sistem, pentru că afacerea asta funcționează de 60 de ani, s-a lăsat deja moștenire, e o afacere numărul 1 mondial, de 11 ani consecutiv, și avem un sistem care ne ajută pas cu pas și ne învață cum să ajungem noi la rezultate. Cu asta eu vă doresc o seară fantastică și știu că mai avem câteva surprize pregătite pentru voi. Vă aduceți aminte de la început că am spus că avem câteva surprize. Ca atare îi voi da microfonul fantasticului prezentator de astăzi, MC Luminița Mândreanu. Mulțumesc, Nic, mulțumesc pentru prezentarea plină de inspirație. Haideți să dăm un rând de aplauze. Noi dăm aplauze virtuale, așa. Și după cum a spus Nic, noi suntem foarte implicați în dezvoltarea personală. Este foarte importantă pentru noi, cum a spus Nic, iar o repet, pe data de 31 august avem o sesiune de mentorare cu mentorul nostru, Peter Metz. Este gratuită, pe Zoom, la fel cum suntem acum. De aceea, Nic ne va pune un filmuleț cu mentorul nostru să-l vizionăm. Da, nu înainte Mulțumesc, de a Nic! specifica că următor eveniment de maximă importanță pentru echipa noastră, eveniment de dezvoltare personală, va fi chiar la Brașov, în Exact! 13 octombrie 2024. Dar să-l ascultăm pe Peter Metz. Bună Bună, ziua lui Peter! Nic și echipei sale din Bine, salut! România! Am să Din petrec Romania. câteva minute Ești astăzi cu pe voi. drumul Aveți o linie de 14 îndrumare în grozavă acolo, în Romania. România. România Vizitează este cea mai aici deschisă Instagram. țară din Europa tinerilor Romania. care vor să fie antreprenori. Aceasta Vizitează este o oportunitate Instagram. grozavă. Vedeți, tânăr pentru mine înseamnă sub 80 de ani și așa că vă încădrați toți acolo, sunt sigur de asta. Abia aștept să vin acolo în iunie. Îmi aduc aminte foarte bine când am fost pentru prima dată în România, când s-a deschis Piața Română și am fost în București. Aveți un moment grozav, aveți
aveți o linie de sponsorizare grozavă, acolo aveți un lider grozav pe Nick. Faceți lucrurile să se întâmple, acesta este momentul vostru și o puteți face. Și vă spun că sunt entuziasmat de această afacere și sunt în afaceri de foarte mult timp și sunt încărcat tot timpul, mai ales că vin acum de la Clubul Diamanților și ADC. Aveți un viitor cu această afacere dacă decide să o construiți. De ce nu? Nu este dificil. Uitați-vă, este mult mai ușor acum decât în alte afaceri. Nu aveți investiții mari de făcut, aveți o linie de sponsorizare grozavă, aveți întâlniri, aveți materiale audio, aveți cărți recomandate să le citiți, aveți așa de multe instrumente de care să vă folosiți și eu vă spun mereu că locul cel mai bun este locul în care să fii, acel loc unde găsești oamenii care merg într-o anume direcție. Oamenii obișnuiesc să cheltuiască mii de dolari de a se pune într-o poziție ca aceasta și eu cunosc oameni care chiar au făcut asta, însă voi o puteți face aproape gratis. Și mai apoi, toate întâlnirile voastre și consilierile sunt total gratuite și vreau să văd grupul vostru de lideri pe drumul vostru și să aduceți mult mai mulți oameni decât înainte. Ajungeți cu adevărat la asta, băieți, apucați-vă serios de treabă, este cel mai important eveniment pe care îl avem și am spus-o de mulți ani. Diamanții se nasc acolo. De ce? Pentru că acolo vezi mulți oameni diferiți, cu multe povești și trecuturi, care reușesc, au diverse vârste, este uimitor ceea ce vezi acolo. Sper că veți face și voi același lucru după acest weekend seminar. O zi bună să aveți! Da, e Wow, super! Dacă nu este lângă noi, este tot timpul cu sufletul lângă noi și ne dăm... Un rând de aplauze virtuale, Da, ne dăm... exact așa este. Am avut ocazia să-l cunosc, să stau lângă el. A fost cel mai mare vis al meu. Mulțumesc, Nic, pentru prezentare, pentru filmuleț. Probabil vă întrebați dacă mai sunt și alte persoane care construiesc afacerea acest proiect. Da, avem și vă prezint în această seară. Avem trei mămici, trei doamne care se vor prezenta. Să-i dăm cuvântul Luana Rat, o doamnă ambițioasă, cu echipă în creștere și vise mărețe. Ana, ai cuvântul. Bună seara, mă numesc Ana Raț și mă bucur că sunt aici. Am intrat, da, căutând dezvoltare personală, așa am intrat eu în echipa aceasta și, da, dezvolt activitatea. Îmi place foarte mult pentru că aici am ocazia să mă îngrijesc sănătatea și de ce nu să pot câștiga și niște bănuți. Eu continui să lucrez și să duc mai departe activitatea, ceea ce vă doresc și vouă tuturor și mult succes. O seară frumoasă Ana, și mulțumesc invitațiilor. Pentru Ana, felicitări pentru echipa ta frumoasă. Mulțumesc. O altă doamnă ambițioasă, curajoasă, cu rezultate extraordinare, Daniela Barbu. Daniela, draga mea, ai cuvântul. Bună seara, mulțumesc, Mița, pentru așa o prezentare frumoasă. Sunt Daniela Barbu din Brașov, am 50 de ani. Căutam o dezvoltare personală și, așa cum ați văzut, am avut ocazia să fiu invitată la un astfel de întâlnire, un Zoom internațional de data aceasta cu mentorul nostru Peter Metz și am decis să mă alătur. Am găsit aici susținere, încurajare și un sistem de învățare, pentru că așa mi-am creat echipa care în 3 luni de zile a crescut foarte rapid pentru că aici înveți și aplici. Dar cel mai important lucru aici în acest proiect, noi suntem cheia principală, așa cum ați văzut și în prezentare. Tu decizi ce, cum și când să faci, dar noi te ajutăm și este fantastic să poți să ajuți alte persoane să-și îndeplinească visul pe care îl au. Eu vă doresc să luați o decizie înțeleaptă. Voi continua cu siguranță în acest proiect pentru că este ceva care mie îmi place. Și ajutând alte persoane, ai o satisfacție extraordinară. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și... Fantastic, Daniela! Un rând de aplauze pentru Daniela noastră!
O altă mămică ambițioasă, o doamnă, are o echipă mare, mare, mare. A fost suprafelicitată la eveniment la București. Adriana Plentea. Adriana, draga mea, îți dau cuvântul. Bună seara! Sunt Adriana Monica, așa cum a prezentat și Luminița. Mulțumesc pentru invitație. Da, am intrat în această afacere. Căutam anul trecut dezvoltare personală și căutam un venit suplimentar pentru început. Aveam doi copii studenți și pe lângă că trebuia să le ofer totul, adică o mână părintească, tot ceea ce ei un sprijin, am căutat și dezvoltarea personală. Acesta a fost motivul principal. M-am înscris pentru început, că atâta mi-a permis bugetul, la niște cursuri gratuite, unde l-am întâlnit pe mentorul meu. Când am luat parte la această întâlnire, am simțit în câteva minute că rezonez, m-am simțit acasă, am simțit o echipă călduroasă, am simțit o echipă care oferă, care este aproape de tine, care te mentorează, care are un sistem. Pentru că am văzut puterea acestei afaceri, am văzut că există sistemul care astăzi l-am descoperit, adică l-am descoperit anul trecut, nu acum, N21, care ne asigură materiale, tot ceea ce avem nevoie, cărți pentru dezvoltare personală, sprijin, duplicare. Am găsit totul, deci m-am conectat, am luat decizia. De ce? Pentru că mi-a oferit tot ceea ce am avut nevoie. Am aici o echipă puternică, o echipă care a crescut, am seminarii, weekend seminarii unde putem participa, unde putem fi alături de oameni de succes. Așa cum a fost prezentat și în filmulețul dinainte, stăm alături de oameni de succes, de oameni care au reușit în viață, oameni care împărtășesc secretele cu noi. Nu doar că ni se spune că persoanele respective o câștiga sau poți ajunge, ți arată și cum, pentru că este o afacere de tip câștig-câștig. Ceea ce este, dăruiești și apoi primești. Vă mulțumesc, vă doresc o seară Mulțumesc, bună. Daniel. Mulțumesc, Adriana, scuze-mă, ești fantastică. Mulțumesc frumos. Nică, ne pui ceva de la eveniment? Da, am pregătit pentru următorul eveniment care va fi 11-13 octombrie, un reminder din luna martie, 1-3 martie și 2-3 minute. Da, foarte multă emoție la astfel de seminarii. Avem Exact. o șansă extraordinară să trăim live, să vedem persoane de mare succes care la început poate că au plecat în condiții, să spunem, mai grele decât ale noastre. Poate că au plecat de la un coșmar. Și apropo de asta, dacă știți povestea aia cu înțeleptul, cine știe povestea cu înțeleptul? Nu știți, haideți că într-un minut vă zic.
Într-un sătuc îndepărtat exista o armonie și un echilibru pentru că orice conflict era în sat, toată lumea se ducea la înțeleptul pusnicul care trăia undeva pe un deal. Ei, s-au trezit câțiva tineri care au zis, cum să facem noi ca să discredităm pe acest înțelept că tot satul se duce la el și el are întotdeauna dreptate. El știe să facă echilibru, el știe să oprească conflicte, el știe să dea viziune. Și se gândesc tinerii ăștia și zic, mă, hai să facem în felul următor. Luăm o pasăre, o ținem în mână și ne ducem la el. Și dacă ăsta zice că pasărea este vie, cum ținem noi în pumn, strângem pumnul și atunci îi arătăm că pasărea e moartă. Dacă ăsta zice că este moartă, atunci deschidem pumnul și dăm drumul să zboare. Mă, hai ce inteligenți suntem. Și se duc la înțelept, zice un pic mai tare, nu se aude? Se duce la înțelept. Și avea spre 90 de ani, de-abia vedea bine, știi, trăia acolo într-o colibă, nici lumină n-avea, dar i-au văzut așa, știi, printre raza soarelui. Și băieții ăștia, tinerii, cum sunt foarte mulți în ziua de astăzi, cu foarte mult entuziasm, uite, înțeleptule, avem aici, ce avem noi în mână? Înțeleptul se uită la ei, așa gânditor, se uită la mâna lor și spune, păi, aveți o pasăre. Aha! Da, înțeleptule, pasărea asta e vie sau e moarte? Hai să te vedem. Ei pregătiți cu scenariul. La care înțeleptul se uită la ei, se uită la pumnul celui care avea pasărea și spune: Dragii mei, pasărea asta e în mâinile voastre. E așa cum voi vreți să fie. Vie sau moartă? Dragile mele, viitorul vostru e în mâinile voastre. E așa cum voi vreți să fie. Mare sau fantastic. Cu aceasta, vă doresc o seară fantastică, dar dacă doriți mai multe informații, vă recomand să luați legătura cu persoana care v-a invitat, pentru că în 10 minute vă poate răspunde la toate întrebările pe care le aveți. De ce n-ar fi și pentru tine în seara asta punctul de plecare? Sapă fântâna când ai nevoie de ea și fă bani în timp ce dor. O seară fantastică vă doresc. Ne Mulțumim, vedem Nic, pe o rând de Spotify. aplauze, mulțumim!